O nouă seară de neuitat pentru locuitorii orașului Mioveni. Sâmbătă 5 martie, Florin Piersic a urcat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia. Înainte de a începe spectacolul, actorul nu a dorit să dezvăluie surprizele pregătite argeșenilor. Mă simt foarte bine pentru că sunt a doua oară aici, la Mioveni, pentru că noi am jucat, nu cu mult timp în urmă, am jucat piesa Străinii Noapte împreună cu Medea Marinescu și am avut o sală arhiplină, a fost extraordinar. Ne-am simțit foarte bine, publicul a fost așa cu minte, mă rog, a fost în regulă, a fost grozav. Și acum, la propunerea pe care am făcut-o eu am făcut această propunere, ca să mă mai pot întâlni cu publicul, că mi-a fost foarte drag să mă întâlnesc cu dumnealor, recunosc că eu am spus ce ar fi să fac un mic sau un mai mare recital în care să fiu alături sau împreună cu publicul din Mioveni. Eu tot ceea ce fac sau ceea ce prezint publicului, din fericire, eu nu am un program stabilit, ci eu merg după cum îi simt în sală. Deci eu improvizez, ca să spun așa, dar toată improvizația asta mea e bazată pe faptul că am un program în care am fel de fel de lucruri să le comunic. Ba în plus, m-am gândit și cred că am făcut foarte bine și am fost ajutat pentru chestiunea asta de doamna Muntean Cristina, care este o cunoștință de-a mea și care se ocupă cu așa ceva din când în când, când e vorba de mine, să avem câteva proiecții cu scene, momente din piesele în care eu am jucat, din filmele în care am jucat, deci să fie așa un portret mai bogat al actorului Florin Piersic, care zilele trecute am făcut 40 de ani de când am împlinit 35. Dumneavoastră, scumpii mei privitori și ascultători din Mioveni, vă doresc o primăvară minunată și voi fi întotdeauna alături de dumneavoastră. Marele actor a venit la Mioveni la invitația primarului Ion Georgescu, care a reușit încă o dată să umple sala cu spectatori. Pe durata întregului spectacol, invitații au fost captivați de poveștile pline de umor ale maestrului. Acesta a dialogat cu publicul și a povestit întâmplări atât din viața personală, cât și profesională. Spectacolul a fost organizat de Centrul Cultural Mioveni și primarul orașului.